Doamne ajută și bine v-am regăsit, stimați și iubiți ascultători ai Radio Dobrogea, la această nouă ediție a emisiunii Lecția de Religie. Bogdan Nicolae Mateescu vă dă întâlnire cu tema Eliberarea din înșelăciunea demonică sau, pe scurt, eliberarea din înșelare. În cadrul aceleiași teme mari despre puterea dumnezeiască pe care am abordat-o de câteva emisiuni, iată că astăzi ajungem la acest capitol. Cum să ne eliberăm de sau din înșelăciunea demonică? Și pentru a înțelege cum să ne eliberăm, trebuie să înțelegem, de fapt, ce înseamnă, cu subiect și predicat, această înșelare. Ne vom ajuta de relatarea Sfântului Apostol Pavel a vedeniei de pe drumul Damascului, când i-a apărut Mântuitorul nostru Iisus Hristos ziua în amiaza mare. Iată ce i-a spus Mântuitorul nostru Iisus Hristos: pe lângă de ce mă prigonești, greu ți este să dai cu piciorul în țepușă? Iată ce i-a spus mai departe: eu sunt Iisus, cel pe care tu îl prigonești. Dar scoală-te și stai pe picioarele tale, că spre aceasta m-am arătat eu ție, să te rânduiesc slujitor și martor și al celor pe care le-ai văzut și al celor întru care mă voi arăta ție, alegându-te pe tine din popor și din neamurile la care te trimit, să le deschizi ochii, pentru ca ele să se întoarcă de la întuneric la lumină și de la stăpânea lui Satan la Dumnezeu, pentru ca să primească ele iertarea păcatelor și parte cu cei ce prin credința în mine s-au sfințit. E vorba de capitolul 26, în cadrul apărării Sfântului Apostol Pavel în fața regelui Agripa și a reginei Berenice, când era în fața lui Festus, guvernatorul roman al provinciei din vremea aceea. Deci, e atât de condensată relatarea aceasta, încât trebuie să fim foarte atenți la tot ceea ce se vorbește sau ce ne transmite Sfântul Apostol Pavel. Deci, scoală-te și stai pe picioarele tale. Deci, iată ce-i spune. Fiindcă el căzuse în genunchi, se prăbușise de fapt la pământ, din cauza vedenii acelea orbitoare, și scoală-te și stai pe picioarele tale. Adică, în primul rând, în primul rând, trebuie să ne mobilizăm în interior și să stăm pe picioarele noastre, adică să fim noi înșine, adică să ne simțim că suntem vii, că suntem. E prima fază, să vrem să fim, să nu fim purtați, manipulați, înșelați, să vrem să fim noi înșine, să fim naturali, să fim așa cum suntem, nu cum ne străduim să ne prefacem că suntem, din vari motive. Nu discutăm acum conjuncturile și motivele pentru care ne prefacem că suntem altfel decât suntem de fapt. Deci, scoală-te și stai pe picioarele tale. Și apoi îi spune mai departe scopul: că spre aceasta m-am arătat eu ție, să te rânduiesc slujitor și martor și al celor pe care le-ai văzut și al celor întru care mă voi arăta eu ție. Deci, întâi trebuie să scăpăm de fățărnicie, stimați și iubiți ascultători, de ipocrizie, de viclenie, de perfidie,
să scăpăm de acest lucru, ca să putem să fim sinceri. Și atunci de-abia începe misiunea pe care o avem de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Slujitor și martor, i-a spus, te-am ales, te-am rânduit al celor pe care ți le-am arătat și pe care ți le voi mai arăta, adică ți le voi arăta. Adică va fi capabil omul respectiv care vrea să scape de înșelăciunea demonică și vrea să fie cu adevărat cel care este, așa cum l-a creat Dumnezeu după chipul lui, după chipul său, al lui Dumnezeu, și spre dobândirea asemănării cu el, Creatorul. Ei bine, atunci omul este capabil să primească și alte învățături de la Dumnezeu și să poată să meargă mai departe. Însă având un gând, având un țel, să-i fie slujitor și martor. Fiindcă cel care slujește lui Dumnezeu e și martor al lui Dumnezeu. Dă mărturie. Ori mărturie nu poți să dai decât prin viața ta. Ceea ce vezi, ceea ce auzi, ceea ce simți, ceea ce trăiești. Mărturia nu poate să fie mincinoasă. De aceea ceea ce trăiești, trăirea ta trebuie să fie adevărată, sinceră. Căci altfel, dacă trăirea, conștientizarea, cum vreți să-i spuneți, este falsă, este ipocrită, este vicleană și perfidă, nu poți să beneficiezi de descoperirile pe care Dumnezeu ți le dă, ți le arată spre a-i fi martor și slujitor. Merge mai departe. Și al celor pe care le-ai văzut și al celor întru care mă voi arăta eu ție, alegându-te pe tine din popor și din neamurile la care te trimit, să le deschizi ochii. Iarăși, păi n-au ochi, nu văd. E simplu, știm Isaia, ochi au și nu văd, urechi au și nu aud. Și așa mai departe, profetul Isaia ne spune foarte clar, evanghelistul Vechiului Testament, și iată că s-au împlinit aceste profeții și Iisus Hristos a venit să le deschidă ochii oamenilor. Și cel care face ceea ce Iisus Hristos i-a spus, iată, Sfântul Apostol Pavel este un etalon, model, pentru cel care se trezește din orbire și din înșelăciunea demonică, ajutându-l chiar Iisus Hristos. Acest lucru se întâmplă prin voia lui Dumnezeu, dar și prin voința omului. Și acesta, omul respectiv, beneficiază de o nouă vedere. Aceștia sunt ochii spirituali care se deschid, ochii duhovnicești, vedere duhovnicească și vede lumina care nu mai este întuneric. Atunci, ce vrea să spună mai departe? Pentru ca ele se întoarcă de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satan la Dumnezeu. Pentru ca să primească ele iertarea păcatelor și parte cu cei ce prin credința în mine s-au sfințit. Deci, stimați și iubiți ascultători, deschiderea ochilor duhovnicești coincide, de fapt, cu, ce spune mai departe, iertarea păcatelor, cu începutul vieții bisericești, îmbisericite. Că acolo, prin taina Sfintei Spovedanii, sunt iertate păcatele. Dacă n-ai începe să vezi lumina prin care îți vezi păcatele, prin care îți vezi consecințele înșelăciune demonice căreia i-ai căzut victimă, nu poți veni să-ți pleci genunchii, să-ți mărturisești păcatele în fața preotului, bineînțeles, duhovnicului, dar că în fața unui om și el, ca și tine, păcătos ca și tine. Până când nu vezi în preotul respectiv mai mult decât este el, preotul, ca om,
Adică până când nu ți se deschid ochii ca să-ți dai seama că acolo este chiar Hristos, slujindu-ți ție, în clipa respectivă, ca să îți poți dobândi iertarea păcatelor și ca să te sfințești, până atunci nu faci nimic. Ești tot înșelat. Indiferent de câte valori etice și morale ai achiziționat, ai dobândit, de câte diplome și câte recunoașteri ale celorlalți, ca valoare, bineînțeles, umană, ai dobândit, până atunci, până când nu-ți vezi păcatele și nu te simți un păcătos și nu începi să observi cât de păcătos ești și să simți nevoia să te spovedești ca să scapi de ele, fiindcă te apasă, nu ți-ai deschis ochii, o omule. Înțelege lucrul acesta. Ne amintim de pustiul Carantanii, în care a fost mânat de Duhul Mântuitorul Iisus Hristos imediat după ce a fost botezat la Iordan și s-a arătat pentru prima oară Sfânta Treime. Ei bine, acolo diavolul, la sfârșitul postului de 40 de zile și 40 de nopți, când flămânzise Iisus Hristos, într-una din cele trei ispite sau ispitiri ale sale, i-a spus, ducându-l pe un munte înalt, vezi tu toate împărățiile lumii acestea și bogățiile ei și strălucirea ei? Închină-mi-te mie și pe toate ți le voi da ție, fiindcă mie mi-au fost date. Adică gloria lumii, strălucirea, slava lumii acestea materiale. Deci, închină-mi-te mie și eu ți le voi da ție, fiindcă ele mi-au fost date. Așa că, stimați și iubiți ascultători, aceasta este înșelăciunea demonică. Vederea aceasta a slavei lumii, care e deșartă, fiindcă e trecătoare lumea aceasta materială. Tot ce este alcătuit din lucruri trecătoare nu poate să fie decât trecător, chiar dacă este ansamblul lor. Și vederea aceasta este vederea cea oarbă, care nu vede lumina cea adevărată. Adică nu vede adevărul, realitatea înconjurătoare așa cum este ea, așa cum a fost creată, ci vede prin prisma unor interese. Se numesc interese materiale, desigur, dar sunt diferite. Și atunci fiecare vede prin prisma propriilor sale interese lumea înconjurătoare și zice că așa e. Pentru fiecare lumea este diferită. Deși toți spun că este aceeași lume materială. E o convenție aceasta. Dar fiecare vede lumea prin prisma, nu prin ochii, putem să spunem și ochii, dar prin prisma intereselor sale de moment, care țin de egoismul său. Cu cât ești mai preocupat de propria ta persoană și ești mai depărtat de aproapele în inima ta, deși fizic ești foarte aproape de el și la câțiva centimetri, dar spiritual și duhovnicește vorbind, din punct de vedere duhovnicesc, ești foarte departe de el, cu cât ești mai depărtat de el, cu atât ești mai aproape de tine însuți, de în sensul vederii din afară, pur și simplu interesele tale cresc și ochii tăi sunt din ce în ce mai orbiți de înșelăciunea demonică. Că se construiesc cariere profesionale, artistice, de toate felurile, din toate punctele de vedere, în societate există feluite moduri de a dobădi slava aceasta deșartă și de a o sluji, bineînțeles. Dar tot orb ești. Tot nimic nu-ți folosește
dacă nu slujește acest lucru mântuirii, sfințirii tale, trăirii tale întru Hristos. Și atunci revenim la ceea ce i-a spus Mântuitorul Iisus Hristos Sfântul Apostol Pavel să facă. Pentru ce a intervenit în viața lui, salvându-l de înșelăciunea demonică, scoțându-l din sfera ei, pur și simplu? Păi, pentru aceasta, să dobândească vederea luminii, nu a întunericului. Și atunci depunem întrebarea, bine, bine, dar ce fel de lumină e atunci? Lumina taborică, spun unii. Lumina cea neînserată, spun alții. Are diferite denumiri. Este vorba de slava lui Dumnezeu. Aceea este lumina cea adevărată. Creația lui Dumnezeu, prin slava lui, este pusă în evidență. Pe când, prin lumina cea întunecată, creația lui Dumnezeu nu poate fi descoperită așa cum slava lui Dumnezeu o face. Și de aceea, această lumină întunecată este cea care orbește majoritatea oamenilor. Oamenii sunt orbiți de această lumină întunecată și o confundă. Rămân, deși au lumina cea întunecată, rămân în sfera întunericului, fiindcă ea aparține întunericului, această lumină întunecată. Nici de cum în sfera luminii adevărului. Deci părtășie nu există între întuneric și lumină. Lipsa luminii înseamnă întuneric. Dar în cadrul acestei lipse a luminii există un fel de ghid, de sistem de orientare, care nu te duce la transcendere, adică la lumină. Te reține tot în sfera întunericului, dar te ghidează, îți dă un sens anume al întunericului. Și toată această trăire a ta, o omule care ești hrăzit, destinat mântuirii, capabil să te mântuiești, să fii mântuit, să transcenzi, să ajungi acolo de unde ai căzut, aceasta este dată pentru rătăcirea ta față de scopul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Viața ți-a dăruit-o pe aceasta trecătoare, vremelnică, pentru a putea să te mântuiești. Deci, de ce ne-a spus Hristos Iisus acest lucru? Că trebuie să ne sfințim. Numai așa ne putem mântui. Numai așa ne poate ierta păcatele. Deci numai așa, cu vrerea noastră, dacă noi suntem în stare să vedem altfel decât am văzut atunci când am făcut păcatele. Și în felul acesta dobândim iertarea păcatelor. În felul acesta ne curățim inima. În felul acesta se sălășluiește Dumnezeu acolo noi, prin Duhul Sfânt în primul rând. Și ne sfințim. Și vederea noastră capătă alte valențe. Și nu mai vedem materialicește, ci vedem duhovnicește. Alte sensuri capătă lumea pe care o conștientizăm. Deși ea tot acolo este. Dar vedem în alt fel. Concepem în alt fel. Ne schimbăm mentalitatea. Modul de a gândi și de a ne raporta la ceilalți, la aproapele nostru și la valorile lumii acesteia, care devin, pe măsură ce ne deschidem ochii duhovnicești, din ce în ce mai puțin importante. Vedem pe cât un om care își lustruiește mașina sau un lucru oarecare, destărucește în lumina zilei, așa cu reflexii nebănuite, nemaipomenite. Vai ce frumos lucru are vecinul cu tare. Același îl lustruiește foarte bine. Dar când e vorba să vadă pe un om în nevoie în jurul său, nici măcar n-are ochi să vadă acest lucru, deși este chiar lângă el. Fiindcă el
se gândește cum să-și lustruiască mai bine acel obiect, că poate fi și o mașină, un autovehicul, n-are importanță mărimea și complexitatea sa. Acel obiect și cât de bine va arăta în ochii altora obiectul pe care el l-a șlefuit, lăsându-și sufletul în paragină. Deci, idolatrizând arătările lumii acesteia și confundând lumina cu întunericul, adevărul cu minciuna, veșnicia cu aparența. Ei, iată, stimați și iubiți ascultători, lucrul la care trebuie să ne gândim, fiindcă acesta a fost îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos. Dar mai mult despre acest lucru după o scurtă pauză în care vom asculta o frumoasă cântare în cinstea adormirii Maicii Domnului. Cuvânt și muzică. Am revenit, stimați și iubiți ascultători, în studioul Radio Dobrogea, suntem la lecția de religie și discutăm despre eliberarea din înșelare. Bineînțeles, înșelarea demonică. Și am ajuns la partea în care trebuie să punem punctul pe I. Am explicat puțin mai înainte despre aspectele variate ale acestei înșelări demonice și cum anume putem să ne raportăm la planul de mântuire a lumii pe care Iisus Hristos l-a dezvăluit în câteva cuvinte în cadrul vedeniei din Damasc, de pe drumul Damascului, Sfântul Apostol Pavel. Ultima parte a acestei dezvăluiri, descoperiri, este aceasta care spunea, în care spunea Sfântul Apostol Pavel, relatând: să le deschizi ochii, pentru ca ele se întoarcă, neamurile, se întoarcă de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satan la Dumnezeu. Pentru ca ele se întoarcă de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satan la Dumnezeu. După aceea, pentru ca să primească ele iertarea păcatelor și parte cu cei ce prin credința în mine s-au sfințit. Deci, stăpânirea lui Satan înseamnă acest întuneric, pe când a lui Dumnezeu înseamnă lumina. Și să nu cumva să confundăm lucrurile, fiindcă atâta timp cât lumina este întuneric în noi, suntem guvernați în cadrul stăpânirii lui Satan, să fie clar. Să nu ne îmbătăm cu apă chioară. Las că ne-am botezat și că nu știu ce și nu știu cum. Declarăm la recensământ că suntem ortodoxi. Și dintre noi doar 5% se duc în biserică să practice, să practice viața religioasă, ortodoxă. Deci să nu cumva să credem că suntem mântuiți fiindcă ne-am botezat sau am fost botezați de către nașii noștri și de către părinții noștri. Și am rezolvat-o. Treaba asta este deja rezolvată. În rest, hai să bechetuim, hai să chefuim, hai să umblăm prin tot felul de locuri dintre astea mai îndepărtate și mai deosebite, ca să ne fălim cu excursiile noastre, cu casele noastre, cu averile noastre, toate celelalte lucruri care duc la slava deșartă, care o hrănesc, de fapt. Așa că, acum ne spune prin Sfântul Apostol Pavel Mântuitorul foarte clar: stăpânirea lui Satan, întunericul. Și acest întuneric, lumina cea întunecată, are foarte multe aspecte prin care copiază lumina cea adevărată, o mimează. Din cauza aceasta suntem înșelați atât de ușor. Și iată, cunoașterea, gnosticismul, care este atât de vechi
De când a căzut Satan din poziția sa de Lucifer, de Luceafăr, de Lucifer, de strălucitor, și a devenit vrăjmaș, adică Satan, lui Dumnezeu. De atunci datează gnosticismul acesta. Încercând să mimeze cunoașterea lui Dumnezeu, care este atot cunoscător, și pe Duhul Sfânt, prin care vine cunoașterea cea adevărată, cunoștința lui Dumnezeu, lucrare specifică a Duhului Sfânt, harul lui Dumnezeu, încercând să imite ca să îi se substituie lui Dumnezeu, iată, ne-a dat acest gnosticism. Și oamenii cunosc tot felul de lucruri și cunosc și într-un fel și într-altul și dezvoltă științe și domenii și foarte multe lucruri care sunt, care devin enciclopedii. Sunt strânse aceste cunoștințe în diverse forme, în cadrul civilizațiilor care multe au apus, altele sunt încă în derulare și care servesc unora care mai sunt sau care, dacă nu mai sunt, nu mai servesc nimănui. Totul este relativ în această cunoaștere întunecată. La ce îi folosește omului? La salvare, la mântuire, deloc. De aceea spunea tot Sfântul Apostol Pavel într-una din epistole sale, cunoștința îngânfă, iubirea zidește. Deci, slujesc aceste cunoștințe numai cultivării mândriei, iubirii de slavă deșartă, iubirii de sine însuși, egoismului. Și toată această goană în timpul vieții acesteia materiale trupești de pe pământ, după slava deșartă, după onoruri, ranguri, demnități în sensul pozițiilor sociale, în ierarhia socială, diplome și alte și alte achiziții de acest gen, devine deșertăciune. Fiindcă la sfârșit, goi suntem în fața lui Dumnezeu atunci când ne despărțim de trupul acesta pe care l-am slujit ca pe un Dumnezeu toată viața. Și atunci, goi suntem și n-avem achiziții duhovnicești pe care să ne bazăm în viața cealaltă care nu se mai termină. Constatând că aceasta s-a și terminat. Ce vom face, deci? La fel ca economul cel necredincios, vom transforma, ne vom folosi de bogăția aceasta lumească pentru a o transforma în bogăție duhovnicească, ca să o transformăm prin transcendere să devină bogăția noastră în viața de veci. Și atunci, de-abia atunci, ochii omului se deschid și se folosește de lumea materială în așa fel încât să dobândească pe cea nematerială, împărăția lui Dumnezeu. Aceste lucruri ne învață Sfânta Biserică. Ele sunt apanajul învățăturii duhovnicești a Bisericii lui Hristos. Aceste lucruri ne sunt predate, transmise, generație după generație, de către Sfânta, unica, apostolească noastră biserică, ortodoxă. Trebuie să avem acest îndemn, să avem această pornire pentru a cerceta viața bisericii, a o înțelege și a participa la ea, devenind elemente active, nu pasive. Și noi înșine, devenind parte
vie a trupului viu al bisericii. Ca orice trup, prin analogie, făcând o comparație, are și celule moarte, trupul respectiv. Ele sunt eliminate. Iată când se descoamează pielea. Acelea sunt celule moarte. Scapă de ele organismul. Sau, alta analogie pe care Mântuitorul Iisus Hristos o face, cu vița și cu mlădițele care sunt curățate ca să ducă mai multă roadă, cele care sunt vii, cele care sunt moarte se taie, se aruncă în foc și așa mai departe. Așa e și cu noi. Suntem parte aceluiași trup al bisericii și suntem activi atunci când suntem a ei, trăim viața religioasă. Când nu suntem activi, deja suntem înșelați. Avem altfel de activitate, vedem lucrurile în alt mod și ne ghidăm după alte precepte și alte idealuri care nu sunt conforme cu cel al bisericii. Idealul bisericii este mântuirea omului, neamului omenesc. Fiindcă Dumnezeu vrea ca toți să mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Dar asta numai dacă și omul vrea lucrul respectiv. Iată ce spune mai departe Sfântul Apostol Pavel și ne apropiem și de finalul emisiunii. Iată de ce, rege Agripa, n-am fost neascultător cereștii arătări, ci mai întâi celor din Damasc și din Ierusalim și din toată țara Iudeii și apoi neamurilor le-am vestit să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu, făcându-i pocăinței lucruri vrednice de ea. Stimați și iubiți ascultători, ce înseamnă de fapt acest lucru? Făcându-i pocăinței lucruri vrednice de ea. Ce înțeles are această frază? Să faci pocăinței lucruri vrednice de ea. E o propoziție. Dar e foarte importantă. În niciun caz să-ți folosești energia proprie pentru a dobândi ranguri și poziții înalte în ierarhia socială. Deci în niciun caz să te îmbogățești și să te fălești cu bogăția respectivă. Pocăința atrage lucruri vrednice de pocăință. Adică să obții sau să faci acele lucruri care te ajută să te mențină sau să te menții, pardon, în starea de pocăință. Adică se numesc nevoințe acestea. Slujirea aproapelui și facerea faptelor bune. Toate acestea sunt lucruri vrednice de pocăință. Fiindcă atunci când te vezi gol și rușinat în fața lui Dumnezeu, înainte de a veni momentul morții tale, și îți dai seama de acest lucru, înseamnă că deja ai dobândit vedere a adevărului. Deja ai ieșit din sfera înșelată. Și vezi cât de mare este distrugerea ființei tale, operă a vrăjmașului Satan. Și când vezi acolo ca un deșert atomic sufletul tău în halul în care ai ajuns și începi să cauți și găsești un licăr de lumină, o plantă scăpată de deșertul acesta atomic și pornești de la ea ca să faci o oază și din oază după aceea să recreezi o întreagă lume. Iată ce înseamnă să regăsești calea către Dumnezeu prin deschiderea
ochilor. Atunci părăsești acele lucruri care slujesc slave deșarte. De-abia atunci nu mai au valoare pentru tine, o omule, trezit din înșelăciunea demonică. Și viața ți-o transformi spre nevoință, spre lucruri vrednice de pocăință. Altele sunt satisfacțiile atunci. Nu sunt materiale, sunt duhovnicești. Depărtându-te, eliberându-te de sfera materială, o poți domina. Atenție mare la acest lucru. Adică te poți comporta ca și când ai fi stăpânul tuturor lucrurilor, dar fără să spui inima părtașă la ele, detașându-te de ele. Atunci le vei dobândi, dar alergând după ele, niciodată nu vei ajunge la capăt. Rămâi în întuneric. Nu mai dobândești lumina. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sperăm că v-au fost de folos aceste cunoștințe transmise de către Sfântul Apostol Pavel. Vă dorim o săptămână binecuvântată, post ușor în continuare, Doamne ajută!